S-au cunoscut pe când erau doi adolescenții cu aspirații mari și s-au îndrăgostit la prima vedere. Ea visa să fie fotomodel și cântăreață de succes, el un medic apreciat. Anca Țurcașu și Cristian Georgescu s-au căsătorit și au devenit părinții unui băiețel, iar timp de 22 de ani au luptat cot la cot pentru a-și îndeplini fiecare vis. Au avut carierele mult visate, iar pentru apropiați, dar și pentru opinia publică, au fost considerați cuplul perfect. Aparent, cei doi foști soți nu ar mai avea nimic în comun în afară de fiul lor, în vârstă de 23 de ani, care s-a și căsătorit anul trecut. Ba mai mult, concurenta de la Te Cunosc de undeva a lăsat de înțeles în ultimii trei ani că a rămas în relații cu fostul său soț. Însă, în realitate, lucrurile nu stau deloc așa. În acest context, recent, Anca Țurcașu și-a dat în judecată fostul soț, căruia îi cere să finalizeze, legal, partajul. Mai exact, ea dorește ca medicul să-i dea ceea ce îi se cuvine în urma mariajului de 22 de ani. Interpretat de muzică ușoară a încercat să se înțeleagă pe calea amiabilă cu Cristian Georgescu, dar nu au reușit să ajungă la un consens. Astfel, artista a decis să lase un judecător să-i facă dreptate, însă s-a izbit de diverse proceduri care îi dau mari bătăi de cap. Mai exact, pentru că bunurile partajate ar avea o valoare mare, Anca Țurcașu trebuie să plătească o taxă de timbru de 6.000 de euro. Bani pe care susține că nu-i are, pentru că nu are un venit constant. A făcut și o cerere pentru a fi scutită de la plata taxei, însă instanța i-a respins cererea, motivând că aceasta are, totuși, venituri, iar pe deasupra deține și câteva imobile. Anca a contestat decizia și așteaptă pronunțarea săptămâna viitoare.